Am plecat din Jurilovca către Gura Portiței și astăzi vom descoperi una dintre cele mai frumoase zone din România. Foarte mult mi-ați recomandat să ajung la Gura Portiței și să filmez acolo. Uite că v-am ascultat și astăzi mergem la Gura Portiței. Deci astăzi vom fi hoinar prin România la Gura Portiței. Chiar vreau să ajung în acea zonă, să văd despre ce este vorba și ce se poate face acolo. Am ajuns la Gura Portiței. Frumoasă plimbarea cu barca. Frumoasă. Pe un lac, apar n-am cum se cheamă lacul. Da. Acum mergem spre Beach Bar. Cât a costat? 60 de lei plus întors de persoană. Deci 1.200.000. Nu este foarte mult. Bine, dacă mergeai de prin Turcia, era vreo 2 milioane jumate dus întors și mai vedeai o mare parte din... Da, vedeai cam toată delta. Dar noi am preferat să venim aici, la Jurilovca. Așa, stai să ia pronunță mai bine ca mine. Să mâncăm și un borș. După ce ne întoarcem, să vedem cum arată și Gura Portiței, care am înțeles că este una dintre cele mai liniștite plaje din România. Sunt curios dacă este așa. Frumușel, frumușel. Gata, deja îmi place, frumos. Asta e de cal sau de vacă. Așa. Și să vedem puțin Gura Portiței, să vedem ce putem face pe aici. Uite, terase, locul de joacă. Bem și o bere. Bem. Dacă tu eu conduci. Eu conduc șalupa. Da, ea conduce șalupa și nu poate. Așa, avem tot ce trebuie la Gura Portiței. Unde e? Unde e? Serios că până acolo. Ce că e șarpele pe aici? Înainte? Da. Ia să căutăm șarpele la Gura Portiței. Unde? Ia să vedem șarpele. Ia. Ia uite acolo, stai să mă scurt. Ia uite șarpele. Ce intră? Ia uite acolo. Uite-l. Deci, am văzut și șarpele la Gura Portiței. Scoici, frumos. Hai să vedem cum arată plaja. Aceasta este plaja la Gura Portiței. Faină plaja. Nu este wow, dar e ok. E foarte multă liniște. Hai puțin încolo să vedem și noi cum arată. Mergi cu mine puțin acolo? Sau stai aici? Să mă urc acolo, să văd. Ia să vedem cât de mare este plaja. La Gura Portiței. Sunt ceva oameni pe aici. Văd că este un complex unde vă puteți caza. Bine, am înțeles că prețurile sunt pe măsură. Ne povestea ce care ne-a adus cu barca. Apa nu e așa curată. Ia să vedem și pescărușii. Aici avem ceva pescăruși. Doi pescăruși. Frumos. Așa, ceva alge. Da.
ura portiței. Ia să vedem. Ce faceți, bă, băieți? Așa, zburați? Așa, fac, frumos. Pescăruși. Ceva șezlonguri. Da, e o plajă liniștită. Sincer, mă așteptam la altceva. Dar e ok și ceea ce văd acum. Mie, de multe ori se aplică legea, faza aia, să nu te duci la sacul lăudat, nu știu, să ai mari așteptări. Dar este ok pe ansamblu. Acestea aici. Acolo are altă porțiune de plajă. Cam așa arată ce la gura portiței. Ce e fain că este liniște și nu este agitația de prin stațiunile din Constanța. Nu tu muzică, puțină lume. Dar cam atât. Ia să vedem și în partea asta ce mai avem. O bărcuță. Salva mar. A, și mai văd o zonă în partea cealaltă, nu știu dacă se vede de aici, care văd că sunt oameni cu corturi. Deci, practic, asta este plaja de la gura portiței. Iar în partea cealaltă sunt cei care vin cu corturile. Iar acolo în față este acel complex de care vă spuneam, destul de scumpicel, din câte am înțeles. Practic aici este pe o fâșie de pământ, între acel lac filmat la început și mare. Așa arată locația în care se poate mânca și bea la gura portiței. Stai să mai intre ceva, să desculți. Bun, deci aici ar fi o terasă, aici ar fi altă terasă, faine florile. Sunt ceva turiști, bine, mulți vin doar să vadă gura portiței. Foarte, unii dintre ei cred că și rămân la acest complex. Asta s-a găsit iar o zonă frumoșică. Să vedem cum arată pe aici. De ce aici ce avem? Sărmăluțe din pește cu mămăligă, burhi hipovenesc, torceac din sturion. E foarte bun torceagul, deci este foarte bun torceagul. Aici este locul de unde luăm barca să ne întoarcem. Ia să mergem puțin mai în față să ne întoarcem aici. Avem așa. Deci nu este. Aici vii doar să stai la plaje, să mănânci, să mănânci, în caz să vii cu cineva, să mănânci și să dormi. Altceva nu prea ce face în această zonă. Este o locație în care am venit de curiozitate, dar a doua oară nu cred că aș mai veni sau aș veni undeva spre o anumită vârstă. Până atunci prefer să merg în alte locuri din România. La revedere din gura portiței!